Nemulțumit că nu prea găsea fructe bio în comerț, un întreprinzător din Mărtinești, județul Satu Mare, a hotărât în urmă cu câțiva ani să le producă singur. Nu bănuia cât de greu urma să-i fie, dar nici cât de multă satisfacție avea să-i aducă acest tip de afacere. Mai mult, a reușit în timp chiar să și proceseze materia primă pe care o producea. Totul a început acum șase ani, când a venit ideea să, să plantez meură. În primele 2-3 ani am vândut la piață, am urlat la piață și după aceea am început să fac siropuri, gemuri și am dat la cunoștințe. La cunoștințelor le-a plăcut gustul. Deci prima dată și prima dată a început să lucrezi în casă. Da, în casă. Și... Singur? Singur și părinții bunicii, deci... Deci o afacere de familie, pentru început. Da, pentru început așa a început și tot m-am încurajat că este bun ceea ce fac și m-am gândit să, 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 intru un alt nivel. Deci am început să construiesc o clădire și am participat la Startup Nation 2017, unde am câștigat proiectul și am achiziționat aparaturile pentru procesare, iar clădirea din fonduri okay. proprii am construit clădirea. La cât s-a ridicat toate aceste fonduri? Ce sumă ai reușit să încasezi prin acest program? 200.000 de lei au fost programul Startup Nation și au trebuit deci doi angajați, eu și încă o persoană și procesăm, deci să ajutăm producătorii locali și caută producători care produc fructe cât mai naturale, de bio, să spunem, Da, sunt și, de exemplu, Cătina are certificat ecologic și afinele este din pădure, zmeura și eu nu folosesc niciun chimical la creșterea fructelor și le procesez aici.